Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit! Astăzi mergem să descoperim împreună un loc care pare, cel puțin online, din ce am citit pe internet, a fi interesant și nu departe de București. E o întrebare pe care noi bucureștenii ne-o punem destul de des. Unde fugim din București? Unde ne ducem? În afara Bucureștiului, dar nu foarte departe. Astăzi mergem la Castelul Brâncovenesc de la Potloj, care este la o distanță de 60 de kilometri de capitală. Waze-ul ne indică o oră și jumătate de drum. Noi am făcut aproape o oră doar ca să ieșim din București, aglomerat, foarte aglomerat, în partea aceasta de vest a capitalei militari. Pe autostrada București-Pitești este foarte aglomerat pe sensul de întoarcere. Deja ne facem griji. La kilometru 46 al autostrăzii și peste 2,6 km, adică pe la kilometru 48, o să facem dreapta spre Corbi Mari. Și mai avem de aici 9 km. Ieșirea spre Corbi Mari este bine semnalizată imediat după un OMV. Și de aici mai avem 8 km. Pe un drum județean destul de prost, dar na, o să dureze drumul de aici încă aproximativ 10 minute. Corbi Mari, scuze. Am încurcat Corbi. Noi am fost într-o zi de joi și nu a fost foarte aglomerat. Spre norocul nostru, probabil în weekend este mult mai aglomerat, avem și șanțuri, avem și gropi și foarte, foarte multe tiruri. Și cerul albastru pe care uităm să-l privim de cele mai multe ori. Și ceva balastiere după praful care se vede din dreapta. Și am intrat în Potloj. Aici ești în centru, poliția, și aia pe dreapta, starea civilă era pe stânga, și asta ce e? A, blocuri de la ANL. Și unde e primăria? Uite, mă, căminul cultural! Fai, au și mega imagi. Nu văd primăria, totuși. Așa? Și cred că ai ajuns. Păi, da, ce că aici fac da. Rondul. Păi, faci rondul și parchezi. În față se vede mănăstirea și statuia lui Constantin Brâncoveanu. Primăria este undeva în dreapta. O să vedeți la ieșire, iar tot pe partea dreaptă sunt niște terase, restaurante, pizzerii, vreo 3 în total. Și parcarea din fața complexului muzeal. Acum, într-o zi de joi, am găsit locuri pe alese, probabil în weekend. O să vă fie un pic mai greu, nu este o parcare foarte mare, dar e ok. Și ne îndreptăm plin de speranță spre palat. Hai să vedem. Ansamblul curții brâncovenești de la Potloj. Aceste case din temelia lor sunt înălțate de luminatul voievod domnul Constantin Basarab Voievod, fiului său Constantin Brâncoveanu, în anul 1698, a fost construit într-un singur an. Faza palatului. Programul de vizitare de marți până duminică și luni închis. Și aici știe că ar fi o taxă de vizitare, să vedem dacă e cazul. Singuri? Okay. Și cât costă turul ghidat? 50 de lei.
Nu cred că mergea Brâncoveanu cu caleașca asta. Crește de asta. Da, crește de asta avea și mama aia. Vezi? Nu l-ai păstrat. A, uite și rindea de asta. A? Uite, berlină cu pești cambriole de la prea. Asta cu cupe de gală? Nu. Să știți că turul ghidat, acela de 50 de lei, își merită toți banii, pentru că veți primi o adevărată lecție de istorie aici, la fața locului. Noi ne îndreptăm acum spre clădirea pe care o vedeți în față. Este clădirea bucătăriei sau clădirea unde a fost bucătăria pe vremuri, pentru că s-a încercat reconstruirea pe fundația și pe structura existentă la 1800 și vasul acela din mijloc este vasul în care își ținea Brâncoveanu uleiul de măsline adus din Grecia, iar acestea erau clădirile servitorilor. Și noi ne îndreptăm spre clădirea principală, unde se aflau dormitoarele domnitorului Constantin Brâncoveanu și dormitorul soției și dormitorul fiicelor lor, cu săli de mese. Și o să vedeți pe final sala de mese în care mâncau doamnele, era la subsol, pentru că la acele vremuri femeile, cel puțin aici, nu, femeilor nu le era permis să mănânce împreună cu bărbații. În orice caz, totul este reconstruit impecabil și este de apreciat că s-au făcut asemenea eforturi. Da, numai că te zroncinea în caleașca aia până toate gropile, săracu domnitor. Nu era așa o plăcere să călătorești. Păi și astea de când sunt? Astea sunt reconstituite sau sunt? Sunt vechi? Și vreau să vede pe masă, la fel de părinte. Hainele, v-am spus, au văzut de pe parcă. Păi de la prea părinte, nu văzut. Deci avea secretară. E un cufăr original. Bucățica aia mică. Da, 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 gândește-te cât bagajul își lua. Păi cât servitori ridicau ăsta? Păi dacă și-a pus două blănuri de-astea care, dacă se călătorea atât de greu, când plecau, plecau o lună sau cât plecau. Ce căpăcel avea la aici. Da, mă, păi, dar nu poți, că petrecea mult timp aici, avea nevoie de spațiu, de verde. De pași, ăsta așa. Aha. Vedeți oamenii de condare care nu ne-au mutat. Iar de veni, bineînțeles că nu era de la dată. Pistica aceasta era foarte mare. A, că aveau și loc de promenadă. Acolo pădurile și încă 5 sate din partea aceasta. 5 sate? 5 pădurile și 6.
A, motivele pentru care a fost decapitat, de fapt. Exact, da. Că unchiul său l-a turnat la turci. Păi tot boier și interesat să preia tronul, nu? Să-l dea jos ca să intre ei. Taberea la care se aștepta, pentru că el doar venea în trecere la curtea. A, și n-avea aici... Palatul a fost construit pentru fiul lui cel mare, care se spune că a locuit aici aproape 9 ani de zile. Au distrus acest palat, adică a dat întâi foc acoperișului, iar pereții au început să-i distrugă oarecum din partea de sus în jos, pentru că observați, sunt foarte gros și se credea că ei sunt ascunși la urmani, bijuterii. Și o să rămână așa până la prima și mare renovare a palatului, care începe în 1954 și se încheie în 1977, în urma unei vizite pe care o face Elena Ceaușescu, dar renovarea se face... Familia Ceaușescu s-a ocupat, dar nu. Din ultimul, în partea dreaptă sunt cantatorii dintre mamii, în partea stângă sunt brâncoveni. O să vedeți că în partea tatălui neagui și Matei Băsărău să nu te lui. Deci este o familie destul de bogată în țara românească. Iar cel care trădează este acesta, stolnicul Constantin Cantacuzino. După ce îi vor fi decapitați, o să vină fiul acestuia pe prunțărește. Nu doar nu se pândească decât 2 ani de zile și vor fi duși la Constantinopol și vor fi spânzurați. Și în țara românească se încheie prunile românești. Să spunem istoriei că vin panarioții. Mm-hmm. A băgat bani să-l facă. Statul. Deci la statul. Și prima renovare în 1981. Uite aici. În 77. În 77. Nu tot numai așa știe. Și așa locarnici. S-a mai făcut doar cu un palat. S-au construit toate clădirile din față, zilele interioare, s-au continuat țările rămâne, s-au construit acolo o cele despre cea mai ferestre. Prima renovare se pare că a fost... undeva 1954-1970 și ceva, începută de Gheorghe Gheorghe Udej din fondurile statului și continuată pe timpul soților Ceaușescu, în mod surprinzător, iar a doua renovare și cea care a dus la ceea ce am văzut noi astăzi în 2014-2015. Păi da, ai văzut cât era la 1910, era practic arsă și fără acoperiș. Da? Și biserica în picioare totuși. Care nu mai este acum. Păi în primul rând, da, mult studiu ca să refaci. Nu a stat prea des. Așa, astea erau camerele copiilor, de fapt. Și camerele doamnei sau aveau un dormitor? O cameră, săracă. Și domnul avea mai multe. Și au rămas în viață. A, și băieții au fost toți decapitați? Împreună cu Ianache Văgărescu, sfetnicul său, și Brâncoveanu, și fetele rămân în viață. Ele, soția și soția rămân în viață. Deci, mai legat pe de o parte din ape. Și tot de 12 ani. Bijuterile de aici, astea mai mari. Așa, asta era familia. Aici este familia și este pictura dată la mănăstirea de la Crez. Acolo se află și criptele lor, dar sunt goale. Asta pentru că ei sunt înmormântați la București, la Sfântul Gheorghe Nou. Dacă se iei aceasta... Nici acum nu mai știu. Da. Dar care e biserica Sfântul Gheorghe Nou? Da! Era da. Primul acuzără de Lovina. Sfântul Gheorghe, dar cel nou. Sfântul Gheorghe Nou. Da. Uite, doamna știe. Și tu de București păi, nu știu. Eu știu că... Ați studiat și ați mai citit pe undeva. Da, da, da. A, aici s-a păstrat, nu s-a distrus, că... A fost partea de sus. Piciorul acesta spunea tainita de care îl spunea. A, aici ajungea să...
Aici este, de fapt, parcă seara să fie ridicat. În 1698, la lucrurile la Palat de Pat, în luna februarie, au început lucrările. Și tot în același an, Vescuntul Dumitru a ostențit aceste case de la Potujasa pentru Biserica Palmegrama Sfântului Dumitru, încă de când în copilul. Păi, ăsta e toamna. Adică... Da, da, da. 9 luni de zile. 8-9 luni de zile am reușit să... Bine meritată și binevenită lecția de istorie. Vizita a fost un succes. Mergem să ne mai plimbăm pe aici prin grădini și vă mai povestesc. Deci, palatul, grădinile astea, aici era o zonă cu apă și încă 5 sate. Era domeniul de la Potloj. Hm? Ai zis, doamnă, acum încă 5 sate. A, da, știu. Eu am citit un pic, da. Ca să știu ce se întreb. Este destul de bine îngrijit. Da. Hai că au mai păstrat și un pic din zona cu apă. A, dar nu mai e apă, a rămas. Omul răștinucă. Ce baltă. Și dacă tot am fost la lecția de istorie, haideți să vă citesc un pic de pe Wikipedia. Că în trecut Potlojul era traversat de un drum principal de circulație ce lega Bucureștiul de Târgoviște și Craiova, lucru care l-a determinat pe Constantin Brâncoveanu ca în anul 1698 să ridice în centrul localității un frumos palat pe care să îl lase moștenire fiului său Constantin, așa cum am citit și pe Pisania de la intrare. Construcția palatului a durat câteva luni, 10 luni, mai puțin de un an și, așa cum ați văzut de la intrare, curtea palatului este de formă rectangulară, străjuită pe o parte de albia fostului Heleșteu și pe celelalte laturi de ziduri de incintă. Iar construcția principală, palatul, are o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri, fiind compus dintr-o pivniță boltită, un parter și un etaj. Pivnița este chiar impresionantă cu boltele acelea și foarte răcoroasă, mai ales într-o zi caniculară. La parter sunt trei încăperi mai mari și două mai mici, iar la etaj, cel puțin pe mine, m-a impresionat mai mult foișorul. Tot ca anexă a palatului este și biserica, însă aceasta are curte separată, biserica având hramul Sfântului Dumitru și a fost construită în 1683. Pe partea dreaptă vedeți și primăria, foarte renovată, curată și îngrijită. Mergem să vedem și biserica, deși aceasta în biserică se poate intra numai sâmbătă și duminica, deci o să vedem doar de la exterior, fiind astăzi joi. Foarte îngrijită zona, foarte multă verdeață și foarte multă curățenie, din fericire. Și terasele de care vă spuneam la intrare, aici pe partea dreaptă, sunt câteva terasici interesante. Noi n-am oprit că nu ne era nici foame și nici n-am poposit mai mult, dar probabil dacă vreți să vă pierdeți o jumătate de zi sau mai multe ore pe aici, terasele acestea sunt o opțiune demnă de luat în calcul. Și am înțeles că undeva la vreo 3 km de aici s-ar afla casa memorială Grigore Alexandrescu. Papisii nu o scarpină nimeni și se scarpină singură de o mașină. Biserica este închisă în timpul săptămânii, doar sâmbătă și duminica se poate vizita și este cea originală. Cam asta a fost vlogul, ne-am urcat în mașină și plecăm înapoi spre București.
Sincer, părerea mea este că merită o jumătate de zi să vii până aici, să vezi o clădire sau, mă rog, niște clădiri interesante. Nu este la fel de impresionantă cum a fost cea de la Mogoșoaia, sau, mă rog, palatul, complexul de la Mogoșoaia, acela fiind mult mai mare, dar chiar și așa merită vizitat și palatul brâncovenesc de la Potloci. Există și magazin Pepco la Potloci. Noi am intrat să luăm un suc de la Mega Image și am plecat înapoi pe drum. Ca și costuri, undeva la 50-60 de lei combustibilul, 15 lei de persoană taxa de vizitare și dacă optați pentru taxa ghidată de 50 de lei, o adăugați și pe aceea. Iar dacă vreți să stați și la masă, atunci decideți după propriile calcule. Noi n-am făcut asta. Eu zic că e un loc drăguț, interesant, nu departe de București, o oră, o oră și un pic. Probabil în weekend se iese mult mai repede din București și se și intră, că noi ne-am proptit în coada de la intrarea pe centura București. Dar hei, am petrecut câteva ore super interesante și mă bucur foarte mult că am reușit să filmez câte ceva pentru a împărtăși și cu voi. M-aș bucura să-mi scrieți în comentarii dacă ați fost la Potloci și dacă ați văzut palatul și cum vi s-a părut. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă mai aștept cu mare drag și cu vizite sau vloguri de prin casă sau de pe unde mi-or mai umbla piciorușele. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare. Pa!